Senatorii au votat ca angajații din sectorul public și privat să poată merge la lucru doar cu un certificat verde. Asta înseamnă să facă dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau a testării. Alexandra Popescu a urmărit subiectul și are mai multe detalii. Alexandra, bună ziua! Ce presupune mai exact această lege? Bun găsit, Livia. Practic toți cei care lucrează la stat sau la privat vor trebui să meargă la muncă și să prezinte la intrare un certificat verde. Aici vorbim despre toți angajații din instituțiile publice, despre autorități, despre regiile autonome, dar și operatorii economici care au mai mult de 50 de angajați simultan la muncă. De asemenea, deputații și senatorii se încadrează și ei în aceste prevederi și vor trebui ca atunci când merg la Parlament să arate certificatul verde. Toți angajații trebuie să facă dovada vaccinării, trecerii prin boală sau atestării cu un test PCR în ultimele 72 de ore sau un test antigen în ultimele 48 de ore. Costurile testării vor fi suportate de către angajați. Însă dacă un angajat face dovada faptului că nu poate să se vaccineze, că are contraindicație de la medic, atunci angajatorul trebuie să suporte costul testării. De asemenea, cei care fac prima doză de vaccin vor avea costul testării suportat de către angajator până ce vor obține certificatul verde. Însă aceste reguli se aplică pentru angajații de la stat. Angajatorii privați vor decide ei dacă în aceste situații vor suporta sau nu costul testării. Cine nu are un certificat verde va avea concediu neplătit timp de 30 de zile, iar dacă după această perioadă nu se conformează, atunci va ajunge să îi se desfacă contractul de muncă. Companiile care nu respectă aceste prevederi vor fi amendate cu sume între 50.000 și 100.000 de lei. Această lege este chiar în aceste momente în dezbatere la Senat. Urmează un vot în curând în ceea ce privește această lege, iar Camera Deputaților totuși va fi for decizională.